și surori, haideți să deschidem în Cartea Evrei. Vreau să citesc din capitolul 3, de la versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață. Evrei, capitolul 3, de la versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași a lui Hristos. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Aleluia. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei care s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și a căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm dar bine seama, mergem și capitolul 4 puțin, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus vestea bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la temerea lumii. Amin. Amin. Puteți să reocupați locurile, frați și surori. Dumnezeu ne-a dat încă o dimineață să fim împreună, ne-a ajutat și a fost cu noi. De aceea, încă o dată spun, toată cinstea și toată gloria și toată onoarea îi se cuvine doar Lui. Amin. Pentru că datorită Lui încă o dată am putut să fim aici. Amin. Să avem o nouă zi, să avem lumina zilei, să ne bucurăm de viață. Așa că merită totdeauna, în orice loc, în orice clipă, prin tot ce facem, să-L înălțăm pe El și numele Lui cel Sfânt, care îi se cuvine toată lauda. Și tot poporul, toată biserica, toate sufletele care în dimineața asta suntem împreună aici, vrem ca El să fie glorificat, adorat, slăvit și mărit și numele Lui să fie înălțat. Amin. Noi ne bucurăm că avem harul acesta ca să mai fim cu dumneavoastră la o slujbă și îi mulțumim Domnului că ne-a ajutat și sper și îmi doresc ca și dumneavoastră și noi toți împreună să ne bucurăm și Duhului Dumnezeu care este aici să lase în continuare zidire, creștere spirituală pentru sufletele noastre. Amin. Amin. Am citit acest cuvânt, este vorba de poporul evreu, da? Cu toții știm că Dumnezeu i-a scos din Egipt, din locul acela, cu gândul să-i ducă într-o țară promisă de el. Aveau de parcurs un drum, o călătorie, ca să ajungă în țara aceea, promisă de Domnul Dumnezeu. Le-a scos și un izbăvitor pe Moise, care să fie în fruntea lor. După cum ei, frați și surori, aveau în fața lor o țară promisă, au fost scoși de Dumnezeu să-i ducă acolo, unde declară Biblia că curge laptele și mierea. Un loc unde Dumnezeu vrea să-i binecuvinteze și El să fie Dumnezeu lor și ei să fie un popor ales pus deoparte pentru Dumnezeu. În țara Canaanului. La fel și noi. Am pornit pe un drum. Am pornit pe o cale. Am fost scoși din Egiptul acestei lumi ca să fim duși într-o țară promisă de Dumnezeu. Amin.
unde va fi doar și doar binecuvântare. Slăvit să fie numele Domnului. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că nu toți au ajuns și mulți au pierit pe drum, sau nu că Dumnezeu n-ar fi vrut, ci pentru că ei n-au vegheat, pentru că ei n-au rămas statornici în credința lor și în promisiunile care Dumnezeu le-a făcut și le-avea înainte. Frați și surori, în această dimineață, și m-am gândit și azi noapte și aseară, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc cum să ajungem acolo unde am pornit și să fim aleși de Dumnezeu. Biblia ne spune că mulți chemați, dar puțin aleși. Și eu îmi doresc ca dintre toți cei care auzim Evanghelia în această dimineață să fim dintre cei aleși de Domnul. Amin. Nu doar chemați. Domnul i-a chemat pe toți din Egipt. Nu toți au ajuns. Domnul ne-a chemat pe toți. Dar eu îmi doresc ca toți să ajungem. Slăvit să fie în numele Domnului. Și îmi doresc să fiu unul dintre cei aleși. Cred din toată inima în împărăția cerurilor, în țara promisă de Domnul. Cred din toată inima că există un loc al binecuvântării. Că există un loc unde nu mai sunt ispite. Există un loc unde este numai și numai binecuvântare. Și mai cred un lucru. Că toți cei care în dimineața asta auzim Evanghelia, avem toată șansa ca să ajungem acolo, pentru că Dumnezeul nostru este mare. Dar haideți să vedem ce ar trebui să facem ca să ajungem și să fim aleși. Pentru că ăsta e scopul întâlnirilor noastre. Ăsta e drumul pe care noi am pornit. Asta e calea pe care vrem să mergem. Calea înspre o împărăție promisă de un împărat. Și împăratul acesta a murit ca noi să ajungem acolo. Ne-a promis și ne-a spus că putem să ajungem acolo. Slăvit să-i fie numele în dimineața aceasta. Despre el și împărăția lui predicăm, cântăm, vorbim, dar nu-i de ajuns. Vrem cu adevărat, în realitate, să ajungem în ea, în locul acesta, acela, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă spun în această dimineață și să-mi spun și mie, cel care vorbesc înaintea dumneavoastră, ca să ajungem și să fim aleși, să ajungem în împărăția promisă de Domnul, trebuie să mergem pe drum, pe cale, cu împărăția în inimă. Cu împărăția în inimă și cu împăratul ei în inima noastră. Amin. Evreii, chiar dacă aveau o țară promisă înainte, greșeala pe care ei au avut-o, că încă Egiptul nu era scos din inimile lor. Ei ar fi trebuit ca în inima lor să aibă doar un singur lucru. Nu? Împărăția sau țara care Dumnezeu le-a promis-o în față. Nu? Și pe Dumnezeu care îi conducea prin pustiu. Numai că vedem că de multe ori au avut și Egiptul în inimă, nu? Că când au dat de momente grele, ce au zis ei? Era mai bine în Egipt. Nu? Și chiar au vrut să se întoarcă înapoi, uneori. Dragii mei, Biblia spune, nu iubiți lumea. Lumea reprezintă Egiptul. Nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă nu avem în inima noastră împărăția aceea, și Biblia spune că unde este împărăția astăzi? Unde ar trebui să fie? În inimile, în lăuntru nostru, în inimile noastre. Împărăția celor trebuie să fie în inimile noastre și împăratul ei. Noi trebuie să o purtăm în fiecare zi în inimă. Și Dumnezeu să ne dea această putere. Nu degeaba spune Biblia, gândiți-vă la ce? La lucrurile de sus, nu la cele de jos. Nu vă mai uitați înapoi. Astea-s trecătoare, astea-s vremelnice. Aici este Egiptul.
Despre asta se spune Biblia, că pământul cu tot ce este pe el, Petru, 2 Petru spune, va arde. Și fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Grăbind, nu? Și iubind venirea împărăției care are să vină. De ce am dimineața aceasta? Pentru că suntem pe drumul împărăției. Pentru că avem un popas în casa Domnului aici. Să ne amintim, să reflectăm, să ne gândim. Îmi doresc ca Duhului Dumnezeu să ne ajute, ca să avem în inima noastră împăratul și împărăția lui. După cum Biblia spune, ațintiți-vă privirile unde? La marele preot și apostol, la Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, care ne-a pus înainte ce? Totdeauna El, când vorbea oamenilor, ce le spunea? Despre pământ? Nu. Le punea în față împărăția cerurilor și le spunea, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape și chiar a venit la voi. Primiți-o! Primiți-o în inimile voastre. Slăviți să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Căci dacă nu vom avea în inimă și vom avea în inimă doar pământul acesta, frați și surori, și Egiptul, atunci s-ar putea ca oricând să ne încurcăm cu lucrurile acestei lumi și să pierdem împărăția și să nu mai fim aleși de Domnul. Niciun ostaș, spune Biblia, care este înscris la oaste, nu se încurcă cu treburile vieții, ci luptă și merge înainte cu cel care l-a înscris la oaste, slăvit să fie numele Domnului. Mai mult ca atât, Biblia ne spune că cel care a pus mâinile pe coarnele plugului să nu se uite înapoi. Dragii mei, noi nu mai avem ce să ne uităm înapoi. Noi am pornit înspre o împărăție promisă de Domnul prin credință. Noi nu avem ce să ne mai uităm înspre Egiptul acestei lumi. Și apoi nu contează că aici pierdem, câștigăm, ne ia, ne dă. Ei, spune Biblia, cei care s-au întors atunci la Domnul, când Iisus a venit, au primit cu o mare bucurie răpirea averilor lor. Nu? Și le-au răpit averile și i-au băgat în temnițe și au fost pedepsiți. Și toate astea nu i-au putut opri, pentru că ei aveau în inima lor un împărat care au venit să-i ducă într-o împărăție mai bună. Slăvit să fie numele Domnului. De ceea ce mai contează aici ce se întâmplă, cât avem sau cum merg lucrurile, ceea ce contează, contează că dincolo vom fi cu Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea nu mai avem ce să ne uităm înapoi. Și mă gândesc, de ce s-au fi uitat evreii înapoi? Pentru că au fost 10 urgii. Pentru că Egiptul a fost distrus din punct de vedere economic. Pentru că a venit ploaia aceea de pietre, au venit, a fost distrus și grâu, a fost distrus și tot a fost distrus. Da? Din toate punctele de vedere, Egiptul a fost distrus. Și am văzut și armata care i-a urmărit, învăluită în valurile Mării Roșii și distrus și din punct de vedere militar. Nu mai aveau nici armată, nu? Și ei în față aveau un Dumnezeu și o promisiune mare. Și totuși inima lor se întorcea încă câteodată spre Egipt. Dragii mei, Dumnezeu să ne dea toată puterea. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Împărăția aceasta despre care noi vorbim în dimineața aceasta nu este o poveste care o spun predicatorii de la Amvon. Nu este o poveste a religiilor. Nu. Tocmai despre ea a vorbit cel care a venit din cer. Împăratul ei, Domnul Iisus Hristos. Și îi chema pe oameni să creadă în ea și să vină să pună mâna pe împărăție. Tot el spunea că se ia acum cu năvala. Cei care vor să o apuce vin și dau năvală. Doamne, ajută-ne și pe noi. Fă ca cu toții să ajungem acolo. Dar nu uitați, trebuie să o avem în inimă. Dacă oamenii au ceva în inimă, atâta luptă până când obțin ce au în inimă, nu? Am văzut oameni care au în inimă un anumit lucru și atâta luptă până îl obțin, nu? Și ceea ce noi avem în inimă, vom lupta să obținem cu toată puterea noastră. Amin. Și mai mult ca atât, Biblia ne spune că unde este comoara voastră, acolo este și inima noastră. Și dacă adevărata noastră comoară este împărăția cerurilor, este împăratul ei, sunt lucrurile eterne, sunt lucrurile veșnice,
veșnice, sunt lucrurile promise, lucrurile care nu le vedem, dar le avem descrise, ele sunt reale. Însuși Domnul Iisus Hristos a vorbit despre ele. Atunci, Egiptul acesta, lumea aceasta, despre care Domnul Iisus spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam, cum? Din ticăloși și curvari, salvați-vă, pentru că mânia lui Dumnezeu are să vină și are să nimicească acest pământ, pentru că oamenii din lumea aceasta tot mai mult se departe de Dumnezeu, tot mai mult păcătuiesc, lumea se afundă tot mai mult într-un întuneric, într-o, negură a păcatului, care este tot mai mare, se dau legi care să apere păcatul, să favorizeze păcatul, ca oamenii să poată păcătui tot mai mult. Ca oamenii să fie înverșunați în întuneric tot mai mult. Și iată că Romani spune că oamenii își adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei lui Dumnezeu, care se va descoperi într-o zi împotriva oamenilor care s-au depărtat tot mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere să ne salvăm din mijlocul acestui neam, cu gândul că Dumnezeu are o împărăție care ne-o va da. Are o veșnicie promisă de El, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne dea putere aceasta. Uitați-vă la cele 10 iscoade care se duc să-i scodească țara. Se întorc înapoi și pentru că Iosua și Caleb aveau în inimă împărăția, știți ce au zis? A zis, îi mâncăm. Și au sfârșit hainele înaintea poporului. Și au zis, noi avem promisiunea Domnului în față. Nu vă întoarceți. Au zis, ne întoarcem în Egipt, a zis poporul. Ne întoarcem înapoi. Când au făcut descrierea celelalte iscoade. Și Iosua și Caleb a zis, nu, ne ducem înainte. Ăștia aveau împărăția în inimă. Vreau să intre în ea. Dovadă că în final au intrat. Nu? Dovadă că în final au intrat. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Domnul să ne dea putere și nouă, frați și surori. Să ne ajute să nu privim înapoi, să privim înainte. Pentru că înapoi, știți cine a privit înapoi? Nevasta lui Lot. Și când a privit înapoi, ce s-a întâmplat cu nevasta lui Lot? S-a făcut într-un stâlp de sare. Doamne, îndură-te de fiecare de aici, de noi toți. Ajută-ne să privim doar spre promisiunea Ta, să trăim cu împărăția aceasta în inimă zi de zi, așteptând ziua când Domnul va veni. Și nu-i departe, e aproape, împărăția e destul de aproape. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, frați și surori, vreau să vă spun în această dimineață și să spun și mie, ca să fim aleși de Domnul Iisus Hristos și de Dumnezeu în împărăția Lui și să ajungem acolo, în țara aceea promisă, și să nu o pierdem, să nu ne pierdem răbdarea pe drum. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că într-o situație, și nu într-una, mai multe, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Să mergem cu nădejde înainte, indiferent de ceea ce întâmpinăm pe drumul acesta. Sigur că nu este ușor drumul înspre împărăție. Diavolul va căuta mereu să pună bețe în roate, să ne oprească din drum. El știe cum e acolo, pentru că de acolo a fost aruncat jos. El știe ce are Dumnezeu dincolo. El nu dorește ca tu și eu să ajungem acolo. El vrea ca pe toți oamenii să-i învăluie în păcat și să-i ducă în adâncul iadului. Dar Dumnezeu vrea să ajungem acolo. Să nu ne pierdem răbdarea pe drum. Indiferent de ce baricade va ridica El, indiferent de ce ispite vor veni, noi avem privirea țintită spre ceea ce Dumnezeu ne-a promis, slăvit să fie numele Domnului. Cine va răbda până la sfârșit, cine va avea răbdare, și Dumnezeu să ne dea putere, să avem răbdare, să nu ne pierdem cumpănul, nu? Să așteptăm cu răbdare promisiunea Marelui Împărat. Să așteptăm cu răbdare venirea Împărăției Cerului. Să așteptăm cu răbdare făgăduințele că ele se vor împlini. Că zic unii, nu zic unii, că când vor veni, nu? Când va veni venirea Împărăției? Că de la începutul lumii tot se spune, va veni, iubiții mei, există un final acestui univers. Există un final, există un moment în care va începe Împărăția lui Dumnezeu. Daniel o vedea, prorocul lui Daniel, cum toate celelalte împărății au fost sfărâmate și din munte a ieșit o stâncă mare care s-a făcut un munte
Și asta e împărăția Domnului Iisus Hristos. Da. Cum aurul, cum fierul, cum lutul, chipul acela de aur și omul acela puternic care reprezintă împărățiile pământului, toate au fost sfârmate și s-a ridicat o altă împărăție și împărăția aceasta se numește veșnică, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ea va veni, ea va veni, ea e promisă, slăvit să fie numele Domnului. Și cei care stau sub altar, care au fost martiri, spun: până când, Doamne? Până când? Când să mai așteptăm? Încă puțină vreme să mai aveți răbdare. Și când se va îndeplini numărul, Domnul mai așteaptă să intre oamenii în împărăția Lui. Noi trebuie să avem răbdare. Împărăția Lui se va întemeia, se va ridica. Împăratul ei va fi însuși Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru ea, unde va locui neprihănirea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în dimineața aceasta. Și Dumnezeu să ne ajute să ajungem în această împărăție, slăvit să fie numele Domnului. Să ajungem în această împărăție. Dar pentru ca să ajungem în ea, trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare pe drum, pe drumul care îl parcurgem, și Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Domnul să ne ajute. Biblia ne îndeamnă să fim îngăduitori unii cu alții. Biblia ne îndeamnă să așteptăm cu răbdare. Și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Uite, mai mult ca atât, în Noul Testament se spune: aduceți-vă aminte de răbdarea lui Iov. Un om care în domeniul acesta al răbdării a fost model și chiar i s-a acordat câteva pagini în Sfânta Scriptură și o carte întreagă, cartea lui Iov, în care e descrisă răbdarea lui și puterea lui de a merge înainte în ciuda obstacolilor care au venit în fața lui. N-au fost ușoare. Am văzut oameni care, dacă pierd pe cineva drag, îl acuză pe Dumnezeu. Îl învinuiesc pe Dumnezeu. Și relația lor cu Dumnezeu este stricată. Am văzut oameni care, din pierderea unor lucruri materiale, nu-L mai iubesc pe Dumnezeu și nu mai pot să meargă înainte. Dragii mei, Satana s-a dus înaintea Domnului lui Dumnezeu și a zis: dă-mi-l pe mână pe Iov. Nu, tu l-ai binecuvântat, are țara lui, oile și turmele lui acopere țara. Nu? L-ai binecuvântat, lasă-l pe mâna mea puțin. Și Dumnezeu a zis: da, atinge-te. Și s-a atins de tot ce avea Iov. Și diavolul a trimis furtună, a trimis necaz și au venit numai robii să dea de știre. Și să spună: s-a dus turma de cămile, s-a dus turma de oi, s-a dus turma de boi. Și mai mult ca atât, s-a atins de copiii lui într-o zi. 10 sicrie în casă. 10 sicrie. Cred că eu își iubea copiii, dovadă că în fiecare dimineață, atunci când ei se întâlneau ca să se bucure împreună, să aibă părtășie împreună în familie, nu? Zicea: poate că copiii mei au păcătuit. Poate că copiii mei l-au supărat pe Dumnezeul acesta care ne-a binecuvântat și aducea câte o jertfă și iubea copiii, le dorea binele. Și totuși, iată că într-o zi are 10 sicrie în fața casei. Și Iov, continuă. Vine și nevastă și spune: blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Vin și prietenii și spun: Iov, tu ești vinovat, tu ai făcut ceva, de asta ești în situația aceasta. Nu se poate. Numai cel ce are nelegiuirea, cel ajunge în asemenea situații. Și Iov are răbdare. Are răbdare. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu se laudă cu omul acesta. Și în final, Iov are nădejde în cea mai cruntă încercare, în cea mai grea încercare, pe un drum greu, să-ți pierzi 10 copii, să pierzi totul, și merge înainte și spune: știu că răscumpărătorul meu este viu. Aleluia. Și se va ridica la urmă de pe pământ. Are nădejde în încercare, are răbdare, merge înainte și spune: ochii mei îl vor vedea și nu iar altuia, pentru că am fost credincios Domnului, pentru că am rămas pe drumul care El l-a trasat, chiar dacă drumul acesta a fost cu spini, a fost cu greutăți, a fost cu probleme. Eu mă duc înainte, nevasta mea a zis să-L bleastă pe Dumnezeu, prietenii mei m-au acuzat și totuși eu rămân pe drum înainte, slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a onorat pe Iov,
slăvit să fie numele Domnului. Drumul este greu, nu-i ușor. Așa a fost și pentru evrei prin pustiu. Satana s-a luptat ca ei să n-ajungă în țară și este greu, dar de partea noastră este Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne ajute să avem răbdare pe drum, să rămânem pe drumul acesta, pentru că dacă avem răbdare până la capăt, la capăt sunt mari binecuvântări, slăvit să fie numele Domnului. La capăt este împărăția, la capăt este Hristos, la capăt este fericire, iubiții mei creștini, frați și surori. Dumnezeu să ne ajute. Nu degeaba spune Biblia, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Doamne, ajută-ne Tu, întărește-ne Tu și dă-ne Tu putere să luăm toate examenele prin răbdare. Uitați-vă la Iosif, câte ispite a trebuit să răbde până când a ajuns guvernator în Egipt. Și Iosif a răbdat. Slăvit să fie numele Domnului. Putea să se răzbune, putea să se răzvrătească, putea să se certe cu Dumnezeu, putea să acuze și totuși el a răbdat. Și la capătul răbdării lui, a drumului spinos care l-a avut, temniță vândut de frații lui, nu? După aceea în casa lui Potifar, soția lui Potifar îl acuză pe nedrept, intră în temniță și suferă, nu? Și totuși el merge pe acest drum și la capăt este binecuvântat, ajunge guvernator în Egipt și salvează chiar și frații și familia. Slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să ai răbdare cu soțul tău care poate că nu-i întors la Domnul. Trebuie să ai răbdare cu cei nemântuiți, cum a avut Hristos. Trebuie să ai răbdare cu cei ce te prigonesc. Trebuie să ai răbdare cu vecinul tău. Trebuie să ai răbdare pe calea aceasta. Doamne, ajută-ne să avem răbdare. Să nu ne pierdem răbdarea ca evrei în pustiu. Să începem să ne certăm, să ne pierdem cumpănul. Să rămânem în harul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Și să ne binecuvinteze pe toți. Slăviți să fie numele Domnului. În al treilea rând, frați și surori, ca să ajungem la capăt, să fim aleși și să punem mâna pe împărăție, trebuie să nu ne uităm la noi, ci să ne uităm prin credință la Iisus. Să nu ne uităm la noi sau la oameni. Noi suntem prea slabi ca să putem birui. Noi suntem prea mici. Știți că iscoadele s-au dus în țară să-i scudească țara și când au venit, au zis, noi suntem ca niște lăcuste, filoana, niște mari. Ei s-au uitat la ei. Dar Iosua și Caleb s-au uitat altfel. Nu s-au uitat la ei, că dacă s-au uitat la ei, nicio șansă. S-au uitat la Dumnezeu, s-au uitat la Cel care era în fruntea lor. Slăvit să fie numele Domnului. Nu ne uităm la noi, că nu prin puterea noastră vom ajunge în împărăție. Și știi ce a zis Iosua și Caleb? Îi mâncăm! Îi mâncăm chiar dacă-s mari! Chiar dacă-s tari! Ei nu mai au nicio nădejde! Ei, Dumnezeii lor sunt de piatră, sunt de aramă, sunt de argint! Dumnezeul nostru a despicat Marea Roșie. Dumnezeul nostru ne-a dat mană în pustie. Dumnezeul nostru ne-a dat apă din stâncă. Dumnezeul care noi l-avem de partea noastră este Dumnezeu cel viu. Și ei nu s-au uitat la ei, s-au uitat la Dumnezeu care era în fruntea lor. Și au zis, îi mâncăm. Dar ceilalți s-au uitat la ei, nu? Și au zis, ne-ați adus aici în pustiu, să murim. Ne-ați adus aici, a zis că ne dați o țară. S-au uitat la ei, s-au uitat la puterea lor. S-au bizuit pe puterea lor. Dragii mei creștini, nu trebuie să ne bizuim niciodată pe puterea noastră. Nu trebuie să ne bizuim pe forțele noastre proprii. Nu trebuie să ne bizuim nici măcar pe religia noastră. Ne bizuim pe Cel care este în fruntea noastră, care a venit să moară pentru noi, care a venit să-și întindă mâinile pentru noi la cruce. Numele Lui este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Ne bizuim pe puterea Lui care ne conduce zi de zi. Și El a zis că despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimica. Atâta vreme cât rămânem altuiți în El și mergem cu El pe cale. Biruința este asigurată pentru că de partea noastră este Mântuitorul, este Domnul, este Salvatorul. Slăvit să fie numele Lui. De aceea vom ajunge la capăt. Nu că noi suntem tari și mari. Nu că noi avem forțe sau putere. Pentru că de partea noastră este Cel care are toată puterea în cer și pe pământ și El este Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Care în răbdare a mers până la capăt, care în suferință a mers până la capăt, pentru ca și noi să mergem până la capăt. Și El a zis că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Așa a zis ucenicilor, mergeți și vestiți Evanghelia și iată că Eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Este Domnul cu noi în dimineața aceasta? Amin. Este Domnul de partea noastră? Amin. El numai că
ne-a făgăduit împărăția, vine să ne ajute să ajungem în ea. Vine să ne conducă, vine să meargă în fruntea noastră, vine să fie cu noi, slăvit să fie în numele Domnului. Și de partea noastră este El, Fiul lui Dumnezeu, care trăiește, care e viu, slăvit să fie în numele Domnului. De aceea nu ne uităm la noi, la slăbiciunile noastre, nu ne uităm la posibilitățile noastre, ne uităm la Domnul care a ajuns acolo și vrea să ne ducă și pe noi. Slăvit să fie în numele Lui. A zis, mă duc și vă pregătesc un loc unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul să ne ajute să ajungem și Domnul să ne dea putere. Când la Sara i s-a vestit că va naște un fiu, prin făgăduință, a zis, cum se face? Ea s-a uitat la ea că era acum în bătrână, vârstă. Și a râs când a zis îngerul, cum se face? Că sunt femeie bătrână, suntem în vârstă, aveau 100 de ani aproape. Cum se face la niște să mai, eu să mai... copil, să mai nasc, să mai... Nu? Și știți că a eșuat prin faptul că i-a zis să intre... Nu trebuia să se uite la trupul ei. Nu trebuia să se uite la ea. De multe ori facem asta, nu? Este? Facem greșeala aceasta când ne uităm la noi. Sau la oameni. Trebuia să se uite la ce a zis Dumnezeu. Că Dumnezeu din nimic face totul. Amin. Slăbit să fie în numele Lui. Amin. Dumnezeu poate să facă. Dumnezeu din țărână face viață, din pietre face slujitor, din morți înviază, din necaz aduce lumină. Slăvit să fie numele Lui. El poate opri furtuna, nu? Când ucenicii au zis, dar cine e acesta? Nici nu știau pe cine au în fruntea lor. Cine e acesta de oprește chiar și vântul și marea, ascultă? Un asemenea Dumnezeu avem noi. Doamne, ajută-ne să privim doar spre Tine, doar la Tine, să ne ațintim privirea în drumul nostru, să nu ne uităm la diavolul cum bagă bețe în roate, cum caută să încurce lucrurile, să n-ajungem, să ne uităm la Cel care e în fruntea noastră, care vrea să ne ducă acolo. Pentru asta a venit să moară, pentru asta a lăsat gloria Cerului, pentru asta s-a coborât pe pământ, pentru că vrea să ne ducă acolo în împărăția Lui, să fim cu Domnul pentru totdeauna, cu îngerii, cu sfinții, cu cei ce au mers înaintea noastră. Vrem să mergem cu toții acolo. Vrem să privim la El în această dimineață. La El și nu la noi. La El care e cu noi, slăvit să fie numele Lui. Nu ne vizuim nici pe predicator, nici pe păstor, nici pe religie. Nu ne vizuim nici pe noi. Ne vizuim pe Domnul vieții, numele Lui să fie binecuvântat. Ne vizuim pe puterea Lui, ne vizuim pe promisiunile Lui. Și vom merge înainte în numele Lui. Vom răzvânti în numele Lui și vom ajunge la capăt, slăvit să fie numele Lui. Domnul să ne ajute. Domnul să ne dea putere ca să mergem cu credință. Și în al patrulea rând, frați și surori, ca să ajungem la capăt, să ajungem acolo, trebuie să mergem sub călăuzirea Lui. Sub călăuzirea Lui, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Biblia ne arată că ziua, evreii erau conduși de un stâlp de nor care mergea asupra lor. Și norul mergea și ocrotea de căldura soarelui și noaptea erau conduși de un stâlp de foc. Ce era asta? Călăuzirea înspre țara care le-a promis-o Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus, nu vă voi lăsa orfani și am să trimit pe cineva să vă călăuzească. Și noi trebuie să trăim plin de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să avem această călăuzire. Sub călăuzirea Duhului vom ajunge acolo. Uitați-vă la cele 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. 5 sub influența Duhului, sub plinătatea Duhului. Arde candela, văd drumul, pot să ajungă, să aștepte mirele. 5 nu caută plinătatea Duhului, cred că se poate și altfel și prin înțelepciune. Și eșuează și se închide ușa și n-ajung. Ca să ajungem la capăt, e nevoie de călăuzirea divină. Nu putem printr-o călăuzire umană, nu putem printr-o călăuzire, știu, firească, avem nevoie de călăuzirea divină. Pentru că împărăția, numai, drumul împărăției, numai Duhul lui Dumnezeu îl cunoaște. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate conduce. Și de aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să căutăm plinătatea Duhului Sfânt ca să putem ajunge la capăt, să ardă candela, să ardă dragostea, să ardă bunătatea, să ardă nădejdea, să ardă credința și toate astea le aprinde unul singur, puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Domnului, care ne poate călăuzi zi de zi. Când nu mai ai nădejde, Duhul Sfânt te ridică, când nu mai vezi drumul, Duhul Sfânt ți-l arată, când nu mai poți înainta, Duhul Sfânt te cercetează, când nu mai știi ce să faci, Duhul Sfânt vine
mine, pentru că El e mângăitorul, El e sfătuitorul, El este aici să ne ducă în împărăție, să ne călăuzească în numele Lui Iisus și zic, Doamne, umple biserica Ta de Duhul Sfânt, cercetează copiii noștri, pe noi toți, pentru că vrem să ajungem acolo, prin puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie în numele Domnului. Și Iosua și Caleb erau călăuziți de un alt Duh. Erau călăuziți față de celelalte 10 scoade de un alt Duh. Doamne, lasă și peste noi acest Duh Sfânt. Amin. Lasă-L în viața noastră, slăvit să fie în numele Lui Dumnezeu. Iosif, în paralel cu frații lui, a fost călăuzit de un alt Duh. Știți ce a zis Faraon, ce a declarat Faraon despre Iosif la un moment dat? Am putea noi găsi un om care să-l pune peste toată țara Egiptului, care să aibă în el ce? Duhul Dumnezeului, celui Sfânt, celui Viu. Iosif de la început avea călăuzire. Uitați, primește niște vise. Uitați cum Duhul Sfânt începe să-l călăuzească, deși n-a înțeles în totalitate. Dar Duhul Sfânt era peste el și în temniță, Duhul Sfânt era peste el și în casa lui Potifar, Duhul Sfânt era peste el și când a tâlcuit visele celor doi. Omul acesta a fost sub călăuzirea Duhului Sfânt și când au venit frații lui și în loc să le ofere pedeapsă și să se răzbune, le oferă dragostea care îl călăuzea din Dumnezeu prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Și Duhul Sfânt l-a călăuzit și când Faraon a avut vis cu ce să facă, pentru că avea să vină o vreme grea, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Avem nevoie de călăuzirea Lui Dumnezeu. Avem nevoie de această călăuzire ca să ajungem la capăt. Doamne, ai milă de noi și dă-ne Tu călăuzirea Ta. Ai milă de noi și dă-ne Tu îndrumările Tale sfinte. Ai milă de noi. Vrem acea călăuzire curată. Pentru că sunt mulți care pretind că astăzi au călăuzire, dar cu regret, efectele din viața lor nu arată dragoste, bunătate, curăție. Am vrea ca în noi să fie Duhul Dumnezeilor celui Sfânt, care ne va duce în împărăția Domnului, care ne va arăta drumul, care ne va face să trăim o viață curată și sfântă. Slăvit să fie numele Domnului. Nu degeaba zice Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne va duce la sfințenie, ne va duce la cuvânt și ne va arăta drumul. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne ajute. Domnul să ne dea putere. Păi evrei, ei nu trebuia decât atât să urmărească norul și stâlpul de foc. Ce simplu, nu? Ei nu trebuia să se frământe, să se îndoiască, să se... Acum apare un necaz mare pe drumul ăsta. Și începem să ne frământăm. Da, și mie mi s-a întâmplat, cred că și dumneavoastră, nu? Și ne frământăm, mă, dar ce o să facem? Ce o să... Eu am trecut printr-o încercare mare. Am avut ipoteca la bancă, tot ce am muncit eu ani de zile în Spania. Și țin minte că de multe ori am avut frământări. Dar a venit Duhul Sfânt și m-a încurajat. Țin minte că eram odată, m-am dus undeva la rugăciune și așa eram de apăsat și de frământat și a venit o soră, vedeți, Duhul Sfânt, călăuzirea. A venit și a pus mâna pe mine, Domnul mi-a spus să-ți spun că toate problemele tale și toate încurcăturile și situațiile care tu le ai sunt în mâna Domnului și să nu te îngrijorești și să-ți pui încrederea în El. Și Duhul Sfânt m-a ridicat. Slăvit să fie numele Domnului. Și așa a fost. În final Dumnezeu și-a proslăvit numele. Și toți să trebuie să recunoască că există Dumnezeu. Dar am urmat călăuzirea Duhului. Am urmat călăuzirea Duhului. Slăvit să fie numele Domnului. În detalii. Mi-aduc aminte că odată am vrut să mă duc să licita banca. Era a treia licitație, mi se pare că... Și am vrut să mă duc eu să rezolv. Cineva a zis, cunosc un om de la procuratură, un om foarte așa... și cel mai vechi și te poate ajuta. Și a zis, bine, m-am dus, am vorbit cu el, să aduce actele, a zis el. Și am zis eu, hai să sun un frate scump, să-ți facă rugăciune, poate Domnul îi dă un cuvânt de sus. Poate primesc o călăuzire, nu? Și l-am sunat și fratele m-a sunat înapoi și a zis, frate, Domnul mi-a arătat un drum pe care ai pornit și să treci prin un pod după doi oameni în negru. O zi, Domnul, să întorci înapoi, că la noi drumul bun. Și am zis eu, Doamne, dar cum banca licitează? Dacă eu nu mă duc cu actele să fac ceva, o să ne scoată în drum până la urmă. Dar am zis eu, dacă Domnul zice să nu mă duc, nu mă duc. Și nu i-am mai dus actele. Să le ia banca, nu sunt mâna Domnului. Dacă El spune așa, cum călăuzește Domnul, așa fie. Și pentru că Domnul a promis că se va rezolva. Și întâmplarea a făcut, după aceea, să ajung la, firma lui a intrat în faliment, să ajung la lichidator, cel care lichida firma lui, celui care mi-a vândut mie imobile.
și am ajuns la el. Așa a rânduit Dumnezeu. Și a zis, adă repede actele să vedem ce trebuie să facem, tot ce trebuie făcut, tot ce se poate face. Și iar înainte să-i duc actele, am sunat pe fratele care s-a rugat și înainte. Zic, frate, nu i-am zis nimic, că omul ăsta nu știa nimica de ce vreau să fac, de ce. Și îți roagă-te. Roagă-te, uite, pentru o situație, poate Domnul îți dă un cuvânt și mă sună. Frate, Domnul mi-a arătat că tu ai pornit să mergi acum pe un drum alb. O zis, Domnul să merge înainte pe el căle drum. Am luat actele, le-am dus și am vorbit după aceea cu lichidatorul și mi-a zis, dacă mergeai, când ai vrut tu să mergi, am explicat că am vrut să mă duc la un procuror și așa, să mă pună pe lista aceea de așteptare, spunea, încurcai lucrurile. Încurcai lucrurile, deci nu era drumul bun. Important. Deși licita și spuneam, dacă nu mă duc să fac ceva, vezi, e importantă călăuzirea lui Dumnezeu? E importantă călăuzirea care vine de sus? Și eu zic în dimineața aceasta, Doamne, asta e pentru niște lucruri pământești, dar pentru a ajunge acolo, e importantă călăuzirea? Doamne, dă-ne-o! Avem nevoie, prin vise, nu știu cum, prin cuvânt, dar vrem să fim călăuziți de Tine. Vrem să ajungem în împărăția promisă de Tine, pentru care Tu ai murit, ca noi să intrăm în ea, să ne câștigi acest drept de a intra în veșnicie împreună cu Tine. Lăudați și binecuvântați să fie numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul gând care l-am, dragii mei, ca să ajungem la capăt în împărăția Domnului și să fim aleși de El, trebuie să excludem toate celelalte variante. Toate celelalte variante. Toate celelalte înseamnă moarte. I-au zis, ne întoarcem în Egipt. Vă întreb, era bună varianta asta pentru ei? Nu, era moarte. Nu există altă variantă. Când Domnul le-a zis ucenicilor, voi nu vă duceți, celor 12, că 70 au plecat. Știți ce au zis ei? Nu există altă variantă. Nu există alta. N-avem unde să ne ducem. La Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Nu există alt drum, nu există altă cale. Și însuși Domnul a zis-o. Eu sunt calea, eu sunt ușa. Nimeni nu poate veni la Tatăl în împărăție decât prin Mine. Nu există altă variantă. Evreii n-aveau altă variantă decât pe Dumnezeu, cum a zis Iosua și Caleb. El, noi avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu există altă variantă. Varianta nemulțumirii. Au devenit nemulțumiri. Nu? Varianta neascultării, varianta răzvrătirii. Ne răzvrătim. Nu? Nu. Dumnezeu să ne dea cea mai bună variantă. Varianta de a asculta de Duhul Cel Sfânt și de a merge pe drumul împărăției. Pentru ca la capăt să avem parte de alegere și de împărăția Lui slăvit să fie în numele Domnului. Închei? Dar înainte să închei vreau să spun ceva. Cum alege Iisus? Cum alege Iisus? În dimineața asta mi-a vorbit Domnul cum alege Iisus. În casa lui Simon, Domnul Iisus este invitat în casa unui cărturar, Simon. Și, ce interesant, dacă ar fi fost să alegem noi cu ochii aceștia, am fi zis să-l alegem pe Simon. Ăsta e învățător, e cărturar, e foarte pregătit, nu? Ăsta, îl alegem. Și, totuși, Domnul Iisus a ales altfel. Intră și o femeie acolo. Cu lacrimile ei udă picioarele Domnului Iisus și cu părul ei șterge pe picioarele Domnului Iisus. Și uitați ce spune Iisus. Simone, eu am intrat în casa ta și nu mi-ai dat nici măcar sărutare. Am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat... Vezi, n-ai avut o atitudine cum trebuie. Femeia aceasta, spune el, de când a intrat aici cu lacrimile ei, mi-au dat picioarele și cu... Nu a încetat să-i sărute picioarele și cu părul ei meșteți picioarele. Știi ce? Iisus n-a zis foarte clar. Și ce a zis? Simone, eu aleg femeia asta. O aleg. Și a ales-o Domnul. Slăvit să fie Domnul. Dar dacă noi am fi spus, a zis Simon, ăsta e învățător, ăsta e de la templu, ăsta e pregătit, nu? Și totuși Iisus alege femeia. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Lăudat să fie... S-ar putea să spui în dimineața asta, pe mine niciodată nu mă poate alege Domnul. Vino la El, cum a venit femeia aceea. Vino la El, slăvit să fie numele Lui. Amin. O altă alegere. Vin bătrânii lui Izrael și soborul. Prind o femeie păcătoasă. Chiar când săvârșea păcatul. O aduc înaintea lui Iisus. Ai zice. Măi, Iisus ar fi trebuit să-i aleagă pe ei. Ăștia vreau să facă judecată și dreptate, nu? Și toți tindem la dreptate și la judecată, nu? Și totuși Iisus alege femeia. Spune, care e fără păcat, să dea primul cu piatra.
Și pleacă toți și rămâne doar femeia. Domnul Iisus îi spune, nici eu nu te osândesc. Singurul care avea dreptul să facă judecată și dreptate era el, că el era fără păcat. Dar el, în loc de judecată și dreptate, o alege pentru eternitate. Slavă. În loc de pedeapsă, o alege slăvit să fie numele Domnului. Și îți spun în dimineața asta, tu și eu am meritat pedeapsă. Dar în loc de pedeapsă, de judecată și de dreptate, Iisus ne-a oferit iertare, bunătate și dragoste. Slăvit să fie numele Lui. Cum să nu venim la El? Cum să nu venim să ne aleagă El? Slăvit să fie numele Domnului. Așa alege Iisus. Asta e alegerea Lui. El a venit să aleagă pe păcătoși. Și Pavel spunea, dintre care cel din tâi sunt eu. Slăvit să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Cum alege Iisus? Uitați! Iisus stă în fața templului și bogații aruncă din prisosul lor. Aruncă mult, mulți bani. Și vine și o femeie săracă și aruncă doi bănuți. Și ucenicii se uită, dacă ar fi fost să alegem noi, domnule, pe ăștia îi aducem în biserică, pe ăștia îi punem în comitet dacă trebuie, pe ăștia, că ăștia au mulți bani, nu? Și cu banii lor putem să mergem înainte, nu? Ăștia sunt de apreciat, că dau mulți bani la biserică, dau mulți bani pentru lucrarea Domnului. Iisus nu alege așa. Iisus, știți ce spune ucenicilor? Adevărat vă spun că mai degrabă femeia aceea a dat mai mult decât tot și primită, și aleasă. Pentru că ea a dat tot ce avea să mai trăiască. Slăvit să fie în numele Lui. Interesant alege Iisus, nu? Interesant alege Iisus, nu? Lăudați, unii aleg, Doamne, mă duc la biserica aceea, că acolo sunt bogați, biserică mare, nu? Nu știu dacă ar alege Iisus așa, nu? Poate Iisus ar alege o biserică mai nebăgată în seamă, nu? O biserică unde nu-s așa apreciat, așa văzut, nu? Pentru că Iisus a ales o iesle, a ales locurile cele mai de jos, binecuvântat să fie numele Lui, așa alege El, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute să vedem cum alege El. Cum alege Iisus? Merge în Gadaria. Și erau acolo doi demonizați pe un drum care nimeni nu îndrăznea să intre. Și Iisus alege să îi elibereze și să îi mântuiască. Slăvit să fie numele Domnului. Și tot satul roagă pe Iisus ca să plece din ținutul lor. Așa, eu n-aș fi ales niciodată, poate. M-aș fi mers departe de cei doi. Totuși Iisus a ales ca să îi mântuiască și să îi elibereze. Slăvit să fie numele Domnului. Aș fi zis, mă duc în sat, unde sunt oameni normali, cu mintea în cap. Și oamenii ăștia normali, cu mintea în cap, îl roagă pe Iisus să plece. Și îl primesc doi demonizați. Știe Iisus cine îl primește și cine nu îl primește? Știe Iisus cine îl iubește și cine îl acceptă și pe cine poate mântui și pe cine nu poate mântui? Da, așa, El știe, slăvit să fie numele Domnului. Cum alege Iisus? Alege, stând toată noaptea în rugăciune, alege niște pescari, niște oameni nebăgați în seamă, niște oameni nevăzut și zice, la un moment dat auzi mari preoți, nu, noi am fi ales pe ăștia, mari preoți, oameni văzuți, zic, mă, da, zice, dar știau că sunt oameni de rând, necărturari, oameni care n-au făcut școală și totuși așa a ales Iisus și cu oamenii ăștia au răspândit Evanghelia până la marginile pământului, slăvit să fie numele Domnului, ca astăzi avem și noi Evanghelia până la noi, pentru că a ales Iisus bine, slăvit să fie numele Lui. Marea minune că ne ales și pe noi. Ajută-ne, Domnul, să ajungem la capăt. Ajută-ne, Domnul, să punem mâna pe împărăție, slăvit să fie numele Domnului. Cum alege Iisus și cu asta închei? A ales între bogatul și Lazar. Și l-a ales pe Lazar plin de bube, nebăgat în seamă. Poate cât s-ar fi uitat la el, ar fi zis amărâtul de el. Și Iisus l-a ales. Și a respins bogatul care poate, nu știu, la biserică probabil dădea mulți bani, dar la sărac nu-i dă. Că sunt unii care dau mulți bani la biserici. Fac și turnuri și clădiri. Dar n-au milă de săraci. De văduvă și de orfan, așa cum Biblia ne arată. Așa alege Iisus, slăvit să fie numele Lui, l-a ales pe sărac. Nu spun că n-a ales și bogați, că l-a ales și pe Avram. L-a ales și pe Iov. Nu spun că bogații nu pot să fie mântuiți, ba da. L-a ales și pe Zacheu, nu? Un om bogat. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne ajute, spun în încheiere, să ajungem acolo unde am pornit, în împărăția Lui. Să fim aleși de El. Și facă Dumnezeu ca în ziua aceea să avem parte de cuvintele acelea. Vino, slugă, bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. Să n-avem parte de cuvântul mergeți de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Doamne, ajută-ne să mergem sub călăuzirea Ta. Amin. Ajută-ne să avem în inimă numai și numai împărăția mai presus de orice. Mai întâi împărăția cerurilor. Ajută-ne, Doamne, ca să respingem orice altă alternativă. Să rămâi doar Tu, Doamne, care ești veșnic. Amin. Și ajută-ne
ca să ajungem acolo. Încă suntem pe pământ, încă în dimineața asta suntem aici la biserică. Dar facă Dumnezeu ca toți cei care am auzit Evanghelia în dimineața asta, într-o zi să fim acolo și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Slavă Domnului.